Doamna Saulea, noi lucrăm cu materialul clientului aici. Scrie un telespectator sau mai bine zis o telespectatoare. Bună, Gabriela! Sunt o femeie puternică și am ajuns unde sunt în prezent bazându-mă doar pe forțele proprii. E problema lui 2024, fiți atent. Mi-e greu să accept că un bărbat să facă lucruri pentru mine. Yeah. Să-mi umple la centrală, să vină să însufle în ce e de suflat. Cum pot să mă transform dintr-o femeie puternică într-o femeie mai înțeleaptă? Fără să simt că îmi pierd și eu realizările. Și aici este un TikTok de geniu. Știu că nu studiați pe TikTok, dar eu nu mă uit pe studii, mă uit doar pe TikTok. Știți femeia care își deschide singură borcanul, dar văzându-l peste umăr pe soțul ei, da, mare, tatuat, imens, îl strânge la loc și îl dă lui să îl deschidă? Da. Băi, înțelepciune de TikTok, dar are multe adevăruri și multă informație și energie acest TikTok. Greșesc? E perfect adevărat și dacă toate femeile ar ști să facă lucrul acesta, să dea borcanul partenerului, ar avea foarte mult de câștigat. Dar ce are de pierdut femeia care nu se poate lăsa? Din păcate, de multe ori, pentru că am fost respinse, poate când eram mititele sau, mă rog, am avut dezamăgiri cu alți bărbați, ajungem în punctul în care îmi spunem, nu mai am nevoie să mă ajute nimeni, mă descurc singură. Uh-huh. Și femeia puternică poate să facă în ziua de astăzi orice singură, adică își poate face casă singură, mașină, își face și copil singură, dacă vrea, și îl crește mai departe. Ideea este că noi, în programul Phoenix, am împărțit femeile în trei categorii. Femeia slabă, care nu se poate descurca fără un bărbat. Femeia puternică, independentă, cea care face orice singură, nu are nevoie de un bărbat. Și femeia înțeleaptă, noi îi spunem femeia Phoenix, cea care știe că poate să facă totul singură, însă apelează la un bărbat care să facă pentru ea. Deci, practic, primul lucru la care ar trebui să se gândească această telespectatoare, în ce categorie ar vrea să intre? În categoria femeilor puternice, care face totul singură, sau vrea să fie femeia care se lasă ajutată? Și ce poți să pierzi când te lași ajutată? Am fost cumva educate că femeia este puternică atunci când reușește să facă ce face un bărbat. Uh-huh. În realitate, o femeie este puternică atunci când apelează la alte resurse ale ei, ale feminității, atunci când este senzuală, când este gingașă, când știe să ceară ajutor, când știe să mulțumească pentru ajutorul primit. Iar o femeie, dacă într-adevăr este puternică, nu trebuie să-și care singură cauciucurile. O femeie puternică trebuie să aibă 5 bărbați care ar vrea să-i care cauciucurile și să le aleagă pe unul. Aia e femeia puternică. Sau femeia înțeleaptă. Aveam o cunoștință care stătea pe Tinder numai în perioada în care schimbau cauciucurile și dacă îi se crăpa parbrizul. Dacă nu găsea câte un prost la săptămână să-i... S-a întâmplat ceva, Ramona? Am zis că e târziu acum. Nu, că nu vorbeam de tine. Sunt o cauză pierdută. Bun. Și-a venit bine noiembrie și are cauciucurile schimbate de două ori. Da, bine. Până la ce punct? Sau când stabilești că ar trebui să nu mai fi independentă și puternică? Unde îți faci reglajul ăsta? La treburile casnice? La job? La ce? Ne putem uita că fiecare gen, masculin-feminin, a venit în stradă la bunul Dumnezeu cu anumite calități, cu anumite puteri. Deci un bărbat este puternic. Dacă e ceva de ridicat, ceva de muncit cu forța fizică, de muncit afară, e mai mult masculin. Dacă te trezești că ești acolo, înseamnă sau că... în energia masculină. Sau în energie masculină. O femeie, genul feminin, este înzestrat cu alte calități, cu această energie protectoare, care îngrijește, care face lucrurile lângă casă, care, ce știu, îngrijește copiii. Deci acolo e locul tău. Și atunci când te trezești că ești în loc unde ar trebui să fie un bărbat de fapt, înseamnă că ai refuzat ajutor. Și te întreb de ce faci asta? De ce să refuzi ajutorul? Mai ales, multe femei nu știu că un bărbat se bucură atunci când este solicitat să fie de ajutor. Zic bine? Nu pot să zic, eu m-am căsătorit. Dar da, din manualul bărbatului care vrea să mai poposească și pe la alte adrese, asta e cu schimbatul. Pune, scrie, Cuza, scrii? Notez mental. Notez mental, pădreacu. Deci, schimbă-i cauciucurile, fără să-ți o ceară. Nu știi niciodată când îți dă cheie de la apartamentul ei. Bun, dar cu ce aș vrea să rămânem din toată povestea asta? Ce pierde femeia care este ca în filmul american, 35+, are deja o carieră, poartă deux pièces și aici vine din franțuzescul deux se scrie, pièce, două piese. Are servietă, are două mașini, una pentru weekend, una pentru așa, și merge tot timpul cu fetele în ce vacanță vrea. Ce pierde ea dacă ține turat motorul ăsta
pe partea cealaltă, că o vrea și ea să facă un cuib. Exact. Practic asta vine cu un cost. Când tu ești atât de mult în energia asta de a face totul singură, tu practic pierzi această șansă de a fi cu un partener, de a avea o familie, de a avea copii, de a avea lucruri care sunt importante pentru viața personală. Deci acesta este un cost mare. Ce se mai întâmplă? Femeia asta de 35 de ani, pe la 40 va fi foarte obosită. Va ajunge într-un burnout, va fi nemulțumită de viață, nu se mai bucura ca o femeie de plăcere, de senzualitate. De ce? Ai cu colegul de muncă la de 24 de ani internul. Că de-aia zice intern, că ți umblă intern. Și tu vrei ceva mai... Tu vrei ceva mai mult decât internul ăsta, îți dorești ceva mai profund, mai decât, pe suflet. Da. Deci nu e doar băiatul, partea asta fizică. Da, decât să-ți lingă plicurile, că așa era pe vremuri, furierul. Însă un sfat pe care l-aș oferi aceste doamne, domnișoare și tuturor femeilor puternice... Asta e doamnă, nu vedeți că are și... și-a băgat gaz singură. E o femeie puternică, dar se poate să fie domnișoară încă. Ideea este că dacă vrem să atragem un bărbat ușor în viața noastră, primul mod în care putem să o facem este să-i solicităm ajutor. Să scapi Batista. Asta e minunat. Asta e minunat. Dar să-i cer ajutorul, să-mi dea un sfat, să-mi dea o idee, să mă ajute cu ceva, orice. Să-ți regleze o... Din momentul ăla începe să fie interesat acel bărbat de mine, ca femeie. Așa că eu zic că poate să mai lase această putere și să treacă în partea femeilor înțelepte. Dar să nu uităm și de nevoia adevărată a femeii când îți cere ceva. Cu zanotezi? Mental. Se zice că femeia atunci când se plânge de ceva, mai întâi vrea să o asculți că se plânge, nu sări din pat, pui mâna pe șurubelniță și te apuci să, în creierii nopții. Las-o să se plângă, mâine vii cu o soluție. Greșesc? Foarte bine, foarte bună idee.